cea mare, Hristos Dumnezeu a dorit să moară pentru noi, pentru ca să ne salveze pe noi, ca să ne ajute să cunoaștem cât de mare este jertfa lui Dumnezeu pentru om, înfățișând la nivelul întregii omeniri, de la Adam până la Hristos, de la Hristos până astăzi, și de astăzi până când Dumnezeu va binevoi să mai țină lumea într-o ființă, Hristos Dumnezeu a binevoit să fie, să se lase răstignit pe cruce, să preia asupra Lui moartea noastră, păcatele noastre, viețile noastre, ca să ne ofere nouă tuturor și întregului neam omenesc posibilitatea de a trăi prin înviere.